Primăria Comunii Giroc introduce o nouă stație de autobuz pentru transportul școlar. De luni 18 martie, Giroceana introduce o nouă cursă de transport local pentru elevi și cadre didactice din stația nouă amplasată lângă școala de la fostele unități militare din Comuna Giroc. Vor fi două curse de luni până vineri astfel. Prima cursă la 11 și 50 de minute, cu plecare la ora 12 și 5 minute. A doua cursă la ora 12 și 30 de minute, cu plecare la ora 12 și 35 de minute. Noua cursă va avea ruta. Stația Bulevardul Aviației colț cu strada Unității, stația Calea Timișorii colț cu Bulevardul Aviației, stația Calea Timișorii colț cu strada Neptun, stația Calea Timișorii colț cu strada Gării, stația Trandafirilor colț cu strada Semenic, stația Trandafirilor colț cu strada Muncitorilor, stația Trandafirilor colț cu strada Dunărea, stația Trandafirilor colț cu strada Câmpului. Primăria comunei Giroc amintește că transportul este gratuit în baza abonamentului anual emis de Giroceana.